dinner. But I was still at work. Vážte vzal, kde fakt. Když ty utáhne věci, když já jste chodili problémy, že vraždě. Păi, da, adică să știi, este o problemă să nu pui pe Daria în cricătură. Dar nu pe mine, pe Daria. Da, înțelegi? Tu trebuie să găsești una tare, tare. Oh, ce fain! Nu poate face Daria. La ce te știești? Că de cât mă privește pe mine... Concurs etapa locală a ce test? Nu știu, nu pot să-ți spun. Nu pot să-ți spun. Da, tu... Trebuie să găsești un problemă tare. Domn profesor, tot ce pot să vă spun despre problema care o urmeze, este concurs la etapa locală de la Liceul Vasile Alexandrin. Da, la mine olimpiada etapa județeană Iași 1997. Ah. Haide, de bea aștept. De la ce trebuie ca să mă cucăm? Ce? Tu de la ce trebuie dai? Nu contează, nu contează. Problema asta, dacă e frumoasă. Nu zi, da, da. Nu, 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 știu. Nu, nu. Poate încurcăm. Nu, nu. Ca să zic eu. Zi, Davide. Deci, durata de viața lui Leonardo da Vinci, Galii Galilei și Isaac Newton. Durata de viață. Al Leonardo. Leonardo da Vinci, Galii Galilei. Galileo Galilei. Și Isaac Newton, da, însumează 229 de ani. Dacă deci ăștia au trăit 229 de ani. Cele trei personaje. Dacă anume. Primul ar mai fi trăit... Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Plus Galileo plus. Galilei. Plus Isaac Newton. In. Egal 200? 229. Însumează. Da, asta tot aici. Dacă primul ar mai fi trăit 14 ani, el ar fi avut jumătate din suma vârstelor la care au murit Galii Galilei și Isaac Newton. Galileo Galilei. Galileo Galilei, dar el s-a stins din viață la un an după ce a atins de 11 ori din diferență dintre durata de viață ale celor doi. O să mai repeți un puțin. E, da, încă o dată. Încă o dată. Da. Da. Deci, dacă mai ar mai fi trăit, 11 ani. Deci, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei și ultimul. Și Isaac Newton. Da. Și cu Newton. Da. Dar o scris numai... Mai singur, da. Da, Da Vinci cu Galileo Galilei și cu Newton, da. Dacă primul ar mai fi trăit 14 ani. 229. Da, deci lupulus 14. Dacă ar mai fi trăit 14 ani. Da. Uite așa, ăsta atât a avut. L. Dacă îi mai pun 14 ani. Da, plus 14. Da, plus 14 da. Ani. Zi, Davide. Dacă mai pun 14 ani, el ar fi avut jumătate din suma vârstelor la care au murit Galileo Galilei și Isaac Newton. Adică G plus I. Ar fi fost așa. G plus I împărțit la 2. Așa. Deci el ar fi avut jumătate din suma vârstelor celor doi. Da, corect. Dacă ar mai fi trăit... 14 ani, dacă. Da, dacă deci mai, dacă mai dura 14 da. Ani... Bun. Adică... ăsta cine este? Ăsta... Galileu. Galileu. Galileu și cu Newton. Newton. Galileu, Galilei și cu Newton. Newton. Bun. Zi, Davide. Dar el s-a stins din viață la un an după ce a atins de 11 ori diferența dintre duratele de viață ale celor doi. Poți să mai spui o dată? Chestia asta. S-a stins la un an. S-a stins la un an după ce a atins de 11 ori diferența dintre duratele de viață ale celor doi. De 11 ori duratele de viață? Nu, de 11 ori diferența. Nu, diferența ceva. Da. Da, dă să citesc eu la mine, că e destul de... Ați văzut? Da, l-ai prins. Păi deci... da, tu vezi că nu ne dă bătus, mă. Deci... Și voi trebuie să lucrez. Dacă primul ar mai fi 3-14 ani, da, v-am zis. El ar fi așa, dar el s-a stins din viață la un an după ce a atins de 11 ori diferența dintre duratele de viață ale celorlalți doi. Nu faci știu eu. E mai ușor. El s-a stins din viață la un an. Nu mai e, să o luăm încă o dată. Încă o dată. Dacă ar mai fi trăit 14 ani... El ar fi avut jumătate din suma vârstelor la care au murit Galileo Galilei și Isaac Newton. Așa. Dar
aici noi am pus așa, dar poți fi Galileo mai da, atât, da? Da. Și Newton atât. Da, da. Da? Da. Deci există o diferență între... Corect. Vârstele. Așa. Dar... Dar el s-a stins din viață la un an. După ce a atins de 11 ori diferența dintre duratele de viață ale celorlalți doi. Așa. Dacă am fi știut deci dacă dintre, din, din Newton, Newton scădem pe Galilei, da. Să spunem că Newton apare, a trăit mai apare, mult. Dacă aici era așa, atunci ăsta ar fi segmentul care e diferența. Nu? Da. Deci Newton minus Galilei da. Ar fi diferența asta. Diferența, da? Da, diferența. Dar el s-a stins din viață la un an după ce a atins de 11 ori diferența. Adică 11 deci, de 11 ori ăsta, segmentul ăsta, da. Egal cu el plus 1. El plus 1, corect. Da. Da? Nu, corect. Nu, că spune că el a murit la un an după, adică... Dar el s-a stins din viață la un an. Adică după ce a atins plus 1, diferența. El a trăit atât, da. De 11 ori adică diferența. Adică minus 1 dacă o luăm. Ia să vedem dacă tu ai dreptate. Deci el a murit la un an după ce a atins de 11 ori. A atins vârsta și cum da. A murit? Deci a murit la un an după, după ce, da. Dar el s-a schimbat din viață la un an după ce a atins de 11 deci ori diferență. Deci a făcut, a făcut de 11 ori diferență da, și cum a mai trăit a una? Și a mai trăit una? Da. Deci zicem... Deci minus unul de acolo. De 11 ori. Diferența. De 11 ori. Newton minus Galilei, să zici. Da. De 11 ori, Newton egal cu Galilei. Leonardo da Vinci. Egal cu Leonardo da Vinci plus 1. Doamne, ce problemă. Plus 1. Deci, dar el s-a stins din viață la un an după ce a atins de 11 ori. Eu minus 1. Deci domn profesor. A mai trăit un an, mama, după ce minus a... Minus 2. Da, minus... Deci, stați. Ca să facă asta, minus 2 punem minus 1, pentru că el înainte cu un an, deci după ce a făcut asta, la un an după asta a murit. Deci minus 1, nu plus 1. Că a murit la un an după. El a murit la un an după ce a atins. Dar eu nu știu de ce îmi faci minus 2. Se. De ce îți faci minus 2? Eu mă gândesc dacă el a murit la un an după ce s-a întâmplat asta. Adică după ce s-a întâmplat cu asta. Corect. Deci minus 1. Da, vezi problema ta. Hai să vedem. Așa. Atunci, câți ani a trăit fiecare? 11, putem spune 11 nou minus 11 g. Da, ar fi o relație. Da, este egal cu minus 1, adică... Practic de 11 bine, ori. O să avem lucrăm, și dar trebuie și să lucrăm aici. A, da, mai avem și G plus, G plus deci, I, în paranteză împărțit la 2. Plus G, plus N, face 229. Da. Și mai avem că G plus N, în paranteză împărțit la 2, este egal cu L plus 14. Corect. Deci G plus N, împărțit la 2, da? G plus 1 împărțit la 2 este egal cu L plus 14. Corect. G plus N totul de împărțit la 2 este egal cu L plus 14. Par ăsta ar fi relațiile... Deci ăsta ar par să fie relațiile... Să vedem dacă ajută la rezultatul de aici. Să vedem, să vedem. Dar deocamdată să recunoaștem că am încercat să transcriem tot conținutul problemei în niște relații. Mai luăm o dată, David, să vedem dacă avem, dacă e corect. Că eu am rămas un pic mai în urmă. Tu pe unde te afli? Și mai în urmă. Toate așa pe lângă mine, nu? Da. Bun. Hai să vedem. Zice așa. Că L plus G plus N fac 229. Adică suma vârstelor lor, celor 3, 229. Perfect. E pusă. Pe urmă zice. Că dacă ar mai fi trăit L cu 14 ani în plus, ar fi avut jumătate din vârsta celor doi. L plus N. Așa zis, ar fi avut jumătate din vârstă. Deci da, jumătate din vârsta lui L plus G, G plus N, face L plus 14. Domn profesor, o să vedem, o să vedem. Dar să vedem, Davide, vreau să te prind lângă mine. Și să mă urmăriți, să vedem dacă relația e bună, mă. Că de acum când o să începe lucrarea, o să începe noi, dar vreau să văd dacă am interpretat bine. Înțelegi tu dacă fiecare relație este corect scrisă.
dacă ia relația, traduce conținutul problemei. Da? Cu suma vârsturilor egală atâta, e corect. Da. Bun. Că dacă ar mai fi trăit încă 14 ani, lui lui mi-a puneam 14 ani, ne-ar fi dat G plus N pe 2. E bine. Și aici e miezul problemei. Deci de 11 ori diferența dintre N și G a fost atinsă cu un an înainte de a muri. Înainte de a muri, dăm minus 1. Dăm minus 1. Și deci de aici pare să fie bine. Hai să vedem. Domn profesor, știu ce pot să fac. Pot să-mi deci. Pot să spun 11 pe lângă N minus G plus 1 plus G plus N. Și atunci am 11 N minus 11 G plus 1 plus să se poate ce vrei să plus 1, am înțeles de ce plus 1. Că ca să-mi dea leul fix, știi? Da. Pentru că dacă am minus, așa, atunci să înlocuiesc relația aceea de jos și atunci o să am 12 N minus 12 G plus 1 egal cu 229 și m-am gândit că M plus G este egal cu 228 în părțile 12. Hai să vedem, să o luăm mai ușor. Deci, uite, Daria a și grăbit exercițiul și să vezi ce îi vine în minte să facă acum. Zice să adunăm un 1 în ambii membri și atunci vine 11 pe lângă N minus G egal cu L. Nu, plus 1. Plus 1. Plus 1 egal cu L. Egal cu L. Cred că L-ul ăsta se duce pe urmă și îl înlocuiește. Aici și aici. Da. Deci cu L-ul ăsta știut, îl înlocuiește și aici și în partea asta. Domn profesor, l-am aflat pe L! Da? Da! Deci L este egal cu 229. Deci uitați. Dați că să vedeți. L nu poate fi 229. Nu, 229 minus. O să vedeți. Uitați cum am gândit. Da. Acum să urmăm și noi. Da. O să vă explic. Vedeți dacă îmi vine bine. Urmărește-mă. Suntem și noi un pic mai urmă și cu David și vreau să mă ajung și noi. Ascultă-ne că ajungem și noi la îngătire, da? Cu L-ul ăsta care l-ai găsit tu, eu m-am hotărât să-l duc și aici și aici. Da, deci fac 2L. Nu 2L. În loc de L pun. În loc de L de aici, da? Plus 1. Zic ce? 11 pe lângă N minus G plus 1. Înlocuiesc. Asta facem. Zi. Adică nu... 11, zi. 11. 11 pe lângă N minus G plus 1 plus G plus N plus G plus N. Da. Egal cu 229. Așa cum o facem. N minus N. Deci facem paranteză, dacă dai să ne ducem și cu L-ul ăsta să locuim și jos. Da? Ok. Și zicem G plus N. G plus N. În paranteză împărțit la 2. Egal cu L, dar L-ul cât este? L-ul este... 11. 11 pe lângă N minus G plus 1. Plus 1. Echivalent. Hai să aplicăm distributivitatea. Înmulțire față de adunare sau scădere, da. Zicem. 11 N. 11 N. Minus 11 G. 11 G. Plus, plus 1. Plus 1, da. Plus N plus G, plus nu? Plus, da. N plus G. Păi atunci facem 12 G. De ce? Pentru că ducem G-ul la grup și... O să vedem, mai gândim. Dar deocamdată, David, să termin 229. Egal cu 229, da? De desubt, să zicem, G plus N. Da? 12 N. Cum? Unul ăla nu putem să scădem? Care unul? Adică la plus 1. Păi da, pot scădea și... facem 229 minus 1. Da, și faci 228. Da, și m-am gândit că avem 12. Imediat, dar lasă-ne și pe noi un pic, că suntem în urmă și... Păi dar nu sunteți în urmă, sunteți fix aici. O secundă, dar să scrii și relația a doua.
G plus N tot împărțit la 2, Davide, da? Da. Deci G plus N tot împărțit la 2. G plus N totul de împărțit la 2. Dar ce a spus acolo plusul? Este egal cu 202... Nu, nu. Doamna profesor... Egal cu 2 G plus N împărțit la 2. E și plusul nu? Pentru că... Dacă păi... puneți acolo plus 1, aici o să fie fix, L, dar aici nu e fix, L, aici e L plus 14. Am greșit, L plus, L plus, și mai trebuia plus 14. Da. Trebuia nu. Mâncă. Nu. Păi L, dar ăla ar trebui plus 14. L de aici l-am pus aici. Da. Da, domnul profesor, numai că, deci dumneavoastră aici ați scris un L, dar aici nu e un L. El, aici este L plus 14. Dacă vreți să faceți aici să fie egal, aici ar trebui minus 14. Păi bun, dar dacă l-am încă plus 14, ce este bine? Da, păi facem 12. Asta e bine. Păi dar dacă duc minus aici, cum ai zis tu? Minus aici e ca și cum ar fi plus aici. Da. E bine. Da? Nu e nicio problemă. Dar cred că ne-am cam împotmolit, hai să spunem pe cea dreaptă. Dacă spun da. Eu pe cea dreaptă, domn profesor, păi, știi ce trebuia să faci? Trebuia să faci 229. Nu, nu, nu. Domn profesor, eu am greșit. G plus N ăsta trebuia să scoate din a doua. Și vineam cu ea aici. Și am deștept. Da. A, dacă... Și rămânea numai da. În toată joacă, toată treaba. Chiar că... Deci G plus N egal cu 229 minus L. Da. Asta era. Oh, 229 minus L împărțit la 2. Hai să facem repede. Stați, doamn profesor, că 229 nu se împărte. Da. Nu știu, vedem noi ce facem, dar cert este că mi-e mai la îndemână să scoatem pe G plus N de aici. 229 minus L. Minus L. Împărțit la 2. Și să ne ducem aici. Hai să vedem, da. Ia să vedem. Da, deci. G plus N este egal cu 229 minus L. Așa, ce punem acolo în paranteză? Așa, și 229 minus L în paranteză împărțit la 2 este egal cu L plus 14. Și atunci... Când am de ceva împărțit la 2, înseamnă că ăsta este dublul la acesta. Corect. Am făcut adică discuție. Ăla e 2, deci 2 L plus 2 L plus 28 împărțit la 2. Nu mai punem. Atenție, Daria. Când negheșiții ni se întâmplă chestia asta, notam cu un M asta și M împărțit la 2 egal cu ăsta, înseamnă că M e dublul ăsta. Păi da, adică paranteza aia e 2 L plus... Acum, 2 pe lângă L plus 14. 2 pe lângă L plus 14. Toată paranteza asta. Ar fi 2 L plus 2. Deci 229 minus L egal. Cu de două ori, L plus 14. Corect. E problema împărțirii. De urma, împărțirea... Care e procedeul invers? Înmulțim, nu? De împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul. Corect. Hai să facem, mama, acum. Echivalent. Uite, 229 minus L este egal cu 2L. 2L plus 28. Cădem un L sau adunăm un L? Adunăm un L în ambele egalități. Da, și atunci o să avem 229 minus 2L. Minus 28. Da, mai întâi. Deci 229 minus 28 este egal cu 3L. 3L, va fi corect, aducem în parte. Și atunci 201 este egal cu 3L. Și atunci L este egal cu 201 împărțit la 3. Și L este egal cu 3L, da? 67. L egal cu 67. Corect. E corect. Leonardo da Vinci l-ați aflat. Acum trebuie să-l aflați pe Galileo Galilei și pe Newton. Păi gata, nu e simplă. Acum chiar e G-ul plus G plus N va fi egal cu 229 minus 67. Deci G plus N
este egal cu 12, 12 6, 162. 162. Bun, G plus N ați aflat 162. Să vedem? Da. Unde vă duceți? A, G egal cu 162 minus N. Putem să punem. G egal cu 162 minus N. Păi da. G egal, G egal cu... Dar m-aș duce aici. Dar. Da. A, da. 11 N minus... Deci, 11 pe lângă se zice. Pe lângă, nu, lasă așa, lasă vezi ce deșteaptă ideea. Minus G. Minus G. Egal cu N care îl știm. Este egal cu 66. 66. Le împărțim la 11 și aflăm cât e N minus G. Bravo. Deci N minus G este egal cu 66 împărțit la 11 și N minus G egal cu 6. Și dacă G plus N egal cu 162 și N minus G este egal cu 6, putem să spunem că N egal cu 6 plus G și atunci pot spun că G plus 6 plus G este egal cu 162. Deci, deci ea ce face? N egal cu 6 plus G. Egal cu 162. Deci 2G este egal cu 162 minus 6, da, care este 6 egal cu 156. Deci G este egal cu 78. G egal cu 78. Și atunci îl aflăm... Stai pe să scrie și domn profesor. 2G da. Egal cu 156. 2G egal cu 156. Și atunci egal cu... G egal cu 78. 78, da. Atunci N este egal... Nu va fi egal cu 78 plus 6 și nu este egal cu 84. Corect. Și? Newton. Newton are 84. 84. Și Galilei are 78. Știu că a venit celeaz, dar la mâna foarte scoare. O propoziție are. Un secundă. Dalia, hai să remarcăm un lucru. Da, a făcut niște probleme. Ai fost pe fază. Hai să-mi s-o spunem pe cealaltă, am fost pe fază, când ne-a dus pe relația asta. Altfel noi greșeam. Deci trebuie să recunoaștem niște lucruri, că de aceea discutăm frumos și deschis. Când am fost de 11 ori N minus G... Da, când am pus L plus 1. L plus 1. Și doream totul peste cap. Deci ea prinde bine nuanța problemei și spune așa. A fost atinsă cu un an înainte de a muri. Deci... De la L minus 1. Un an înainte a murit. Da, exact. Împreună am pus aici plus 1 și era o întâmplare. Da. Te felicit. La un an după. Te felicit. Să spun încă o dată, ai grijă multă când citim o problemă și simțim că suntem pe problemă și am prins-o, suntem hotărâți și ne batem, poți să fii și profesor. Să facem sinteza. S-a venit la 7-a, domn profesor. Da. Și nu spunem probleme grele, că vă știm replica. Bugarul nu găsește probleme grele. Da. Nu știe. Nu știe. Da. Ce am făcut aici? Ce ați făcut prima problemă cu mine? Am problema cu pașii, domnul profesor. Pașii? Dar haideți să recunoaștem că am debutat cu... Apoi cu numărul ăla... Metoda comparației după aia? Da, metoda comparației. Metoda comparației, domn profesor, prima. Așa zice, metoda comparației. Metoda aceea cu pașii și aceea cu numărul ăla. Și problema cu numărul, da. Cu numărul e? Da, și ce mai avut? Am mai avut problema care ne-a luat o dată. De data asta cu metoda comparației, da. A fost acolo teoria împărțirii cu rest. La aflarea numărului e. Și
problema asta cu Galilei. Teorema împărțirii cu rest aici a fost când am aflat numerele alea în baza zilice. 1, 2, 1, 2. Așa. Și după aceea problema asta lui Galilei. Așa. Se zice că... problema... Trei relații. Ca să faceți finalul. Da, trei cunoscute. Da. Da. Și zicem... la revedere! La revedere! La șișe! La șișe! Hai, șișe, să nu uite, prieteni noștri. Pa! Nu, am apăsat eu! Cavu, mă pas! N-am apăsat, acum lasă.